În seara aceasta cățelul lui Isabel a fost în casa mirasa timp de o oră și după ce a plecat aceasta a mers la Antena Play pentru a transmite un mesaj părinților ei pentru că aceștia l-au adus, dar nu a interacționat Isabel deloc cu uh, ei, doar cu cățelul s-a jucat și a petrecut uh, o oră. A spus că le mulțumește părinților pentru faptul că au adus cățelușul acolo și pentru înghețată și că și fetele mulțumesc și salută părinții ei. Așadar, fetele au fost răsfățate în seara aceasta cu înghețată, nu știu dacă a ajuns și la băieți. Și mai spunea Isabel tot pe antena Play că de luni o pot vota telespectatorii pentru mireasă, a zis ea, cred că se referea la mireasa săptămânii. Mesajul a fost unul scurt, scurt și la obiect, ca să zic așa. S-a bucurat de ziua de astăzi, a avut parte de surprize și cu siguranță a avut o zi de nume drăguță, chiar dacă nu a avut petrecere.